După ce oligarhii ruși au zburat în Emiratele Arabe Unite, mai multe avioane private sunt acum blocate în Dubai. De la începerea războiului din Ucraina, oligarhii au încercat să evite sancțiunile occidentului. Acum, pe aeroporturile din Dubai se află 100 de avioane fără a putea fi însă folosite. Peste 100 de avioane private deținute de oligarhi ruși sunt blocate în Dubai, asta după ce aceștia au zburat în Emiratele Arabe Unite pentru a evita sancțiunile impuse în urma invaziei ruse în Ucraina. Potrivit unei firme de cercetare aerospațială, avioanele private se află pe aeroporturile din Dubai și sunt nefolosite. În prezent, aeroporturile din Dubai sunt de trei ori mai aglomerate decât înainte de pandemie. Odată cu începerea războiului în Ucraina, Occidentul a impus mai multe sancțiuni Rusiei. Au fost vizate atât destabilizarea economiei rusești, cât și înghețarea conturilor unor apropiați aliații ai președintelui rus Vladimir Putin. De asemenea, marile companii aviatice au încetat să mai furnizeze piese de schimb companiilor aeriene rusești și mai multe țări, printre care și România, au interzis zborurile din Federația Rusă.